sunt foarte bucuroasă pentru nominalizarea Ilincăi la UNITER, spectacolul Biblia Neagră a lui William Blake, un spectacol de teatru radiofonic, primul spectacol de teatru radiofonic realizat într-un sistem Surround 5.1. Suntem o echipă, am lucrat cu drag cu Ilinca și întotdeauna cred că face plăcere să colaborez cu un om care are o viziune, care are o deschidere spre urechea ascultătorului de teatru radiofonic al secolului 21. Este un spectacol care merită această nominalizare la UNITER. Este recunoscut și validat de jurii internaționale. Are o mențiune specială la un festival de teatru în Italia. A fost invitat la săptămâna spectacolului de teatru radiofonic, săptămâna sunetului la Bruxelles. Anul acesta, invitat și nominalizat secțiunea dramă în Croația. Deci face cinste radioului din România. Și nu în ultimul rând, cred că ar trebui să spunem că jumătate din echipa cu care Ilinca a colaborat este o echipă a tinerilor. Sunt 4 debuturi în teatru radiofonic. Toată lumea știe ce înseamnă să spui da, da în românește. Limba română este singura limbă din lume în care al doilea da îl anihilează pe primul da. Când spui în românește un da, acesta înseamnă da. În mod clar, da. Dar când spui da, da, din cauza celui al doilea da, primul da suferă un fel de atenuare, parcă i s-a dat cu măciuca în cap. Nu mai există nicio limbă pe planetă în care doi de da, spuși unul după altul, să însemne mai puțin decât un singur da. Da înseamnă da, dar da, da înseamnă mai vedem noi sau chiar lasă că mai stăm noi de vorbă sau chiar nu. Înțelegeți de ce această asociere de doi de da mi s-a părut atât de profundă, atât de explozivă, atât de comică și imposibil de explicat, de fapt. Cum să le explici unor străini că în limba ta maternă, în țara ta, în cultura ta, doi de da înseamnă nu. Doi de nu înseamnă nu. Întotdeauna nu. Dar doi de da înseamnă un pre-nu, un merg spre nu, un mai degrabă nu. Da, domnilor și domnilor, recunosc că nu am mărturisit încă nimănui acest adevăr. Dar acum, recunosc, după 100 de ani, de la nașterea acestui cuvânt, iată. Iată că adevărul a ieșit singur la suprafață. A ieșit din măruntaiele istoriei, a ieșit din ghemul confuzional, din indigestia conceptuală, din imposibilitatea găsirii unei explicații logice. Am plăcerea să susțin spectacolul radiofonic cu piesa lui Radu F. Alexandru, Poveste despre tatăl meu, în regia lui Giolu Colcearc. Vreau să menționez faptul că piesa a fost scrisă după un fapt real. Un fapt real plin de tensiune, a spune chiar foarte dramatic. Spectacolul a avut o soartă fericită, adică piesa a avut o soartă fericită, în sensul că a fost realizat întâi pe scena Teatrului Odeon, unde s-a jucat cu succes aproape 3 stagiuni. Succesul acestui spectacol a tras după sine invitația pentru Teatrul TV, lucru petrecut acum un an și jumătate, iar succesul acestor realizări a tras în continuare invitația pentru realizarea spectacolului radiofonic despre care vă vorbesc în acest moment. Regizorul Colceag, Giolu Colceag, un regizor cunoscut și apreciat în Teatrul Românesc pentru realizările lui,
a știut să adapteze cu mare abilitate, a spune chiar virtuozitate, un spectacol de la vizual la un spectacol audio. Îl felicit pentru această realizare, pentru aceste trei realizări, în cazul de față pentru realizarea spectacolului radiofonic, îl susțin și pe el, susțin întreg spectacolul și vă invit să îl votați.